Salut, hai să vă arăt niște întrerupătoare touch compatibile Apple HomeKit, fiindcă mă tot stresează lumea că vrea întrerupătoare touch compatibile Apple HomeKit. Observați că avem aici priza aia, da? E Zigbee, Mono Zigbee, o pot controla din HomeKit. Avem întrerupătorul ăla din HomeKit, i-am dat off la un canal și acum la celălalt. Și da, observați că e off, o să apăs aici. Așa, și acum e on. Wow! Problema cu setup-ul ăsta e că dispozitivele nu sunt oficial compatibile Apple HomeKit și ca să le aduc aici pe tableta asta Apple, am avut nevoie de tot setup-ul ăsta. Așa, da, glumesc, evident. Am avut nevoie doar de un server Home Assistant și de un dongle Zigbee. Și da, deci chestiile alea se conectează la dongle, pe urmă le văd aici în Home Assistant, dar setup-ul e destul de complex, da? Deci dacă ați folosit dispozitive de astea plug and play gen Acara, VMarView, Biticino, Living Now, ăsta e de la Meros, de exemplu, care apeși pe două butoane, pe urmă le vezi în HomeKit. Setup-ul ăsta e total altceva și dacă nu sunteți tehnici, da, aș recomanda să apelați la un profesionist pe care îl plătiți cu bani extrem de mulți ca să aveți touch-uri de astea relativ de buget în Apple HomeKit.